Da, deci am avut cu toate persoanele din Republica Moldova și cu doamna Sandu și cu domnul Dodon și cu domnul Plahotniuc, am avut ocazia să mă întâlnesc. Asta este, îmi pare normal. Ce nu este normal, că nu m-am întâlnit cu toate persoanele, deci cu domnul Voronin personal nu m-am întâlnit, cu poate alte persoane. Am nevoie de susținerea tuturor liderilor de partide, tocmai în aceste procese de a susține reforma Băncii Naționale pe cale legislativă în Parlament, susținerea candidaților mei, deci am avut o întâlnire și... Poftim? De ce? El este, îmi pare că, lidera coaliției sau coordonator de coaliție, nu? Nu, eu m-am întâlnit și cu domnul Lupu. Eu, pur și simplu, v-am spus că m-am întâlnit și cu el și cu multe alte persoane. Dar este ceva care în spatele întrebării, ca să înțeleg? Deci eu am discutat în momentul când a fost Fondul Monetar Internațional și s-a dat cu Fondul Monetar Național, am vrut să înțeleg tot că dacă au fost discuții cu Fondul Monetar Național pe care trebuie să le știu și eu, că cine nu vine fondul și domnul Thompson șase și trebuie să înțeleg despre ce s-a discutat și am primit asigurarea că coaliția și din partea lui personală ca rol politic va susține toate reformele și pentru mine a fost răspunsul pe care eu într-adevăr am vrut să-l primesc și l-am primit.